Peste 450 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de către polițiștii rutieri hunedoreni în trafic în ultimele zile. Principalele nereguli constatate de oamenii legii vizează în special nerespectarea regimului de viteză legal stabilit, așa cum a fost și cazul unui șofer care a fost prins gonind în localitatea Spini cu 125 de kilometri la oră, dar și a unor conducători auto care au consumat droguri ori alcool la volan. Polițiștii rutieri au efectuat zilele trecute mai multe acțiuni în trafic în scopul prevenirii producerii accidentelor rutiere. Acțiunile preventive au vizat respectarea regimului de viteză legal, combaterea abaterilor săvârșite de către pietoni și bicicliști, dar și neacordarea priorității de trecere autovehiculelor. Pentru aceste abateri, polițiștii au aplicat peste 450 de sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru nerespectarea regimului legal de viteză, dar și pentru diferite abateri comise de către bicicliști sau de către pietoni. Totodată au fost ridicate, în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 68 de permise de conducere, dintre care 7 pentru depășirea vitezei maxime admise cu mai mult de 50 de km la oră în interiorul localității. De asemenea, au fost constatate și infracțiuni contra siguranței rutiere și au fost retrase 41 de certificate de înmatriculare pentru diferite nereguli tehnice sau pentru neefectuarea la termen a inspecției tehnice periodice. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, mai ales că mini-vacanța de 1 decembrie e pe cale să înceapă, dar și pentru că șoferii trebuie să fie mai prudenți în această perioadă în care temperaturile sunt mai scăzute și ninge.